Comisia Europeană a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema de ajutor de stat reintrodusă a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană la 9 martie 2023 și modificat pe 20 noiembrie 2023. Comisia Europeană a constatat că schema României îndeplinește în continuare condițiile stabilite. Ajutorul nu va depăși 280.000 de euro per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, 335.000 de euro în cazul întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii și 2,25 de milioane de euro pentru cele care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare. Ajutorul va fi acordat până cel târziu pe data de 30 iunie 2024. Comisia a concluzionat că schema reintrodusă a României este în continuare necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.